Ce părere aveți despre experiența reporterilor la atelierul de făcut opinci? Reporterii de la Ziarul Buz? Mai mie îmi place că voi aveți ocupație, apreciez pe cei care vă conduc și sunt încântat că învățați de mici ceea ce înseamnă presă. Vă doresc să aveți baftă în continuare și să scrieți articole cât mai interesante. Cam asta ar fi. Dacă aveți alte întrebări, cu mare plăcere. E greu să faceți emisiunea Taverna la televizor? Emisiunea... Nu știu dacă e atât de greu. E important să găsești oameni care să vină cu drag la emisiune. Și cum vă alegeți invitații? Ultima invitație am ales de aici, de la Festivalul Meșteșugarilor am ales. Dar invitații îi contactez, dacă accept invitația, vin, apar. Și mă bucur că totuși, prin ceea ce facem noi, adică și voi, ziariștii mici de la bază, și noi ca ATLM, ca emisiune Taverna, încercăm să promovăm tot ce înseamnă lucruri de calitate. Chiar dacă uneori greșim. Ați încercat să faceți și dumneavoastră? Nu, acum am fost invitată de către meșterii populari și am primit cadou această mască, aici ceva opinci și un semn de carte. Probabil că i-a plăcut emisiunea la care am invitat și probabil de asta mi-a făcut aceste cadouri. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc și să continuați cu multă perseverență și să faceți articole cât mai interesante în ziarul bază. Vă mulțumesc! Atare, cam mulți am făcut!